Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Partida de luni dintre Universitatea Cluj și Gazmetan Mediaș se va disputa cel mai probabil la Târgu Mureș pe arena celor de la ASEA. Liga Profesionistă de Fotbal și Clubul Mureșan și-au dat acordul ca etapa 25-a a Ligii 1 să aibă loc pe stadionul Transil. Șepcile roșii au plătit scump după comportamentul din derbiul cu CFR și au fost sancționați, astfel că nu au dreptul să-și desfășoare partida pe Cluj Arena. Meciul este programat luni 31 martie de la ora 18:30. Clubul Universității Cluj a fost sancționat în urma derbiului cu CFR, când mai mulți fani au invadat terenul la finalul partidei. Astfel, șepcile roșii nu au dreptul să-și dispute următoarea etapă pe Cluj Arena. Cel mai probabil, etapa 25 a Ligii 1 va avea loc pe arena celor de la ASEA Târgu Mureș, anunță site-ul oficial al universitarilor. Liga Profesionistă de Fotbal și Clubul Mureșan și-au dat acordul de principiu. În cazul în care Comisia LPF nu va omologa stadionul pentru această partidă, clujenii au pregătite variante de rezervă, Bistrița, Brașov sau Alba Iulia. Jocul dintre UCluj și Gazmetan Mediaș este programat pentru luni, 31 martie, de la ora 18:30. Atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc un sfârșit de săptămână cât mai reușit. În continuare, vă invit să urmăriți campania Da Mișcării cu instructorul Florin Dogaru. La revedere!